certat cu familia, acum de sărbători, la Crăciun acum, am băut un pic, au zis că n-aduc bani acasă, am zis să-mi pun capăt zilele. Raluca Alexandru a fost la spital și a vorbit cu doctorii. Bună seara, Raluca! Bună seara, Oana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Medicii au fost luați prin surprindere de numărul mare de persoane care au vrut să renunțe la viața acum de sărbători. 6 pacienți sunt în comă, iar doctorii speră să îi poată salva. Unii dintre ei au fost aduși la spital de rudele cu care tocmai se certaseră. Însă, grav este că cei care stau singuri au fost găsiți după ore de agonie de vecini care au trecut întâmplător pe la ei. După ce își vor reveni, cu toții vor fi îndrumați spre psihologi, care le vor asculta păsurile și vor oferi soluții pentru necazurile lor. Vor încerca să învețe că gestul la care au recurs nu înseamnă niciodată rezolvarea problemelor pe care le au. Atât deocamdată de la Iași. La revedere!